Dacă votezi în străinătate prin corespondență la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, trebuie să expediezi plicul care conține certificatul de alegător completat, semnat și datat și buletinul de vot, cu suficient timp înaintea datei votării pentru a asigura livrarea acestuia până la data de 8 decembrie 2016, ora 24, ora României, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență. Plicurile livrate după 8 decembrie vor fi anulate, fără a mai fi desigilate. Este mesajul pe care reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe l-au trimis românilor care vor vota prin corespondență. Plicul poate fi depus la orice oficiu poștal sau în orice cutie poștală, iar expedirea acestuia este gratuită. Plicul poate fi depus și de operatorii de curierat, dar pe cheltuiala alegătorului. Biroul electoral pentru votul prin corespondență va desigila plicurile cu voturi la data de 11 decembrie 2016, după ora 21. Se mai arată în mesajul informativ. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat pe 8 noiembrie că există 8.889 de cereri de vot prin corespondență de la românii din străinătate.